Bine, v-am regăsit, dragi telespectatori. Sâmbătă, vremea se va răci față de intervalul precedent, așa încât în majoritatea zonelor regimul termic se va apropia de cel specific acestei perioade din an. Răcirea va fi mai accentuată în jumătatea de nord-est a țării. Cerul va fi variabil la senin, cu norări trecătoare, îndeoseb după amiaza și seara, mai ales în zonele montane și submontane din Muntenia și Oltenia, unde doar cu totul izolat vor fi ploi slabe. În cursul zilei, vântul va prezenta intensificări în regiunile extracarpatice și pe crestele montane. Temperaturile maxime vor avea valori de la 10 la 11 grade în jumătatea nordică a Moldovei până în jur de 23 de grade în vestul Olteniei, iar cele minime se vor încadra între 0 și 10 grade. Mai coborâte în depresiuni spre minus 5 grade Celsius. Spre sfârșitul intervalului, izolat în nordul Moldovei, nordul și estul Transilvaniei, se va produce bruma. Duminică, vremea se va încălzi astfel încât regimul termic va fi caracterizat de valori peste cele normale la această dată. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 12 și 22 de grade Celsius, iar cele minime se vor încadra între 1 și 11 grade mai scăzute în estul Transilvaniei. Cerul va fi variabil cu norări trecătoare. Vântul va sua slab și moderat cu unele intensificări la munte cu precădere în zona munților Banatului. În orele dimineții, în zonele joase, vor fi condiții de ceață. În orașul nostru, în Pașcani, mâine va fi destul de răcoare. Dacă azi am avut 24 de grade, mâine vom avea o temperatură de până la 10 grade Celsius, urmând ca în celelalte zile să se mai încălzească. Duminică vom avea 18 grade, iar începutul săptămânii debutează cu o vreme frumoasă și tot cu o temperatură de până la 18 grade Celsius. Atât pentru astăzi, sunt Ana Maria Ipate și vă aștept și luni pentru mai multe informații meteo. Weekend minunat să aveți! Numai bine!